prost e ăla, mă. Ia și mori motorul când stai în ceapa ta de bou. Cum să tragi, mă, așa de volan? Care e de duminică? Cât e ceasul? 1 fără 10. Urăz lanțul la BMW și mă duc la drift, la Prejmea. Să facem să fie bine ca să nu fie rău. Să vedem ghealatul, să vedem cum se dau băieții ghealatul. What the fuck? A fost maraton în Brașov, mă, de asta face sens acum, face sens. Dar știu că nu se zice face sens. Deci are sens. Hai. Ninge peste noi cu flori și cerul tot albastru. Pentru relații, concerte, la nunți, cu metri sau botezuri, vă rog să-mi trimiteți un mesaj în privat. Taxi oprit. Atenție, s-ar putea să fie prost. Mai este prost, deci ne continuăm. Drumeagul. E bună? Păcat că ești cu prietenul, că... Mamă, și când o să mă urc înapoi pe 4 în linii și trebuie să-i dai turații, de ce oprești, mă, că e prioritate? Așa-i, mă, așa-i. Nu știi să citești niște indicatoare. Mergi la ghici, adică pe sistemul opresc și văd. Dacă oprește și el, s-ar putea să am prioritate. Dacă nu oprește, înseamnă că bine că am oprit. Ramona, dacă ne-am trage un pic mai la dreapta, ar trece și fratele tău bandit. Dar nu. Auzi-mă, puterea gândurilor. Mersi, ești un scump. Mă simt ca la București. Mă simt ca la București. Ce aici e Foleanu? Ai fute-mă-și. Pot să bat pariu că și înainte este trafic a la București. Ceea ce într-o zi de duminică dimineață este perfect normal în Brașov. Not. Pare să mă duc cu Mobra la drift sau să mă duc cu mașina? Ha? Asta e întrebarea. Țigara cu telefonul, are treabă, doamna, e ok. Dacă mai avea și un sandwich, era perfect. Du-te, nene, du-te, că-ți iau tigaia. Doamne, ferește, uite, cu doi copii. Doamne, bă, băiatule. Și doar e pasaj fix acolo, pe unde trece aia. Mamă, cât asorelul este. Hai, tovarăș, hai. E și departe trecerea, știi? Porumbei. Copyright Book Traffic 2018. Acum și în varianta ardelenească. N-are tobe, mă, motocicleta asta, că altfel ar suna bine, dar are o tobă. Tobă stock, atât. Din spate pare că sunt două, dar e una singură. Ce mi-a plăcut mie cineva când întreba de bulevardul ăsta, voi aveți 6 benzi? Da, 6! Da, pe sens, da. Cum drap? Magie. Asta înseamnă să stai la oraș. Da, era, nu știu de unde era băiatul ăla. Din București? Cluj? De undeva, oriunde. Undeva unde n-au 6 benzi. Și mi se părea, wow, 6 benzi pe sens. Pace și ție și ascultătorilor noștri. Era faza asta pe vremuri când se ascultau telefoanele. De mulți ani, erau oamenii panicați că se ascultă telefoanele. Răspundeai la telefon cu salutare ție și ascultătorilor noștri.
cei mai în vârstă au prins momentele, au prins. Cred că sunt singurul care a ieșit să dea o tură pe astăzi. A plouat bine, bine de tot. Și am zis, era varză, varză, varză. E încă murdară că m-a prins ploaia. Și nu o să văd când o să plec acasă pentru întuneric, nu o să văd nimic. Dar asta e, o să-mi iau un baston alb și o să merg așa cu el, ca orbeții, știi? După cum așteptam, Poiana este ca o domnișoară când îi spui că ai Netflix, udă toată. Teoretic, dacă îmi luam și camera, dar uite că nu mi-a trecut prin cap, atât de prost sunt, făceam niște poze cu soarele ăsta la apus, de te lingeai pe unde ieșeau. Asta cu te lingi pe unde iese, are mama o vorbă. Că face mâncare așa de bună că te lingi pe unde iese. Nu, doar imaginați-vă. Că după ce mănânci așa, nu știu, niște sarmale de alea mișto, când ies, te lingi pe acolo, atât de bune sunt. Este o imagine foarte deranjantă, dar e distractivă în același timp. Plus că e the ultimate shit, adică cel mai mare compliment. Bă, m-am lins pe unde ieși. Salata aia sau ceva. Mamă, deci nu văd nimic. Nimic, nada, nada. Nu, nu, poți să stai chill. Bă, de ce iubesc pe ăștia din București? Din punct de vedere al traseului pe dreapta pentru motocicliști, sunt niște băieți șoferi de pus pe rană. Când e vorba de dat prioritate și semnalizat și așa, da, not quite. Uite, vezi, se trage pe stânga, frumos, cum face stânga. N-ai, mă, niște bomboane de șofer. Niște bombonele. Mi-a mai zis ceva, bă, nu te mai lua de șoferii din București. Da, da, că nu știi tu cum se conduce pe acolo. Guess what? Am locuit. Been there, done that. Nu zic că toți sunt așa, dar sunt mulți care... Da. Ia hai să ne oprim noi, să ne întoarcem. Lipa, lipa. Respir aerul greu de atâți ani și tot jegul. Resping cu haldă tupeu, autorități și orice reguli. Bat străzile astea în lung și lat, sunt la curent ca un trolebuz. Bat palma și apoi fac un blat, te calc în picioare, eu nu mă scuz.